Atenție mare dacă sunteți racolate de pe stradă pentru o ședință foto mai specială. Mai multe tinere din Pașcani au căzut în plasa unei așa zise agenții de publicitate, iar experiența lor s-a terminat în pielea goală. Reporterii BITV au fost solicitați la fața locului de cele care au fost păcălite. Studioul foto a fost improvizat într-un spațiu comercial de pe Splanada din Pașcani. Fetele au povestit că au fost racolate de două femei din altă localitate și convinse să participe la o ședință foto pentru a deveni celebre. Odată intrate în joc, au fost convinse să se dezbrace și să fotografieze. Printre victime au fost și tinere cu copii. Fotografiile ar fi fost făcute și cu minori dezbrăcați alături de mămicile lor. Noi am văzut pe alte femei că le-au luat acolo, da, și le-au spus să dezbrace cu copii, cu tot, în sutien și în kilot. Le dă bani, le oferă bani? Păi așa le spun. Am mai auzit-o pe una că vorbea la telefon și spunea ceva de copii. De asta nu mi-a permis ca să intru eu, că am vrut să o întreb, dar n-am și eu doi nepoți, să vină și faceți cu ei. Dacă vă uitați, are mai mult, are acolo, femei cu copii mici, copii din așa. Dacă și copii și femei. Culmea este că victimele nu au fost plătite, ci trebuiau să plătească pentru ședința foto câte 70 de lei de persoană. Mai mult, fotografiile la minut ar fi urmat să ajungă în reviste de specialitate, iar fetele și copiii să devină celebri, după spusele racolatorilor. La o femeie i-a cerut zis de 70 lei și a zis că doamna ce i-a spus cum are, după i-a spus de 50 lei și a spus cum am, după i-a spus nici 20 lei n-aveți și a zis că nu. Și a spus că duceți vă doamne de aici, ce vreți să faceți, tot cereți bani. Povestea este confirmată și de martorii din zonă. Ei spun că au văzut intrând acolo mai multe tinere, dar nu au bănuit ce se întâmplă. Mai târziu au aflat de la tinerele păcălite că au fost obligate să pozeze goale. Ei au cerut intervenția poliției pentru ca să nu o pățească și alte fete. Acum câteva zile am observat și noi că umblă după femei așa pe cum... Numai după femei cu copii? Copii, da, doar cu copii. Dar nu zi mulți zile, de bine am amenajat aici. Da. Nu și eu, am zis că deschide ceva. Aici, băi, lângă... Acolo e tapetul ăla cu galben. Lângă mămăligă, aici alături. Deci dracu și copii, da. Așa puteam, hai mai eu. Așa femeie de pe expanadă, cu băiețelul Cărciu. Mai sunat colega mea și a spus să vină și a spus că coboară în jumătate de oră, dar dacă nu mai coborât, atunci le... La scurt timp și-au făcut apariția și cele două femei. Ele au negat că ar fi racolat fete pentru ședința foto. Faceți niște ședințe foto? Părinți cu copii racolați, mămici cu copiile dezbrăcați? Nu comentăm, domnișoară, terminați. Despre ce este vorba? Nu comentăm. Dar nu comentăm. Dar nu comentăm. Ce înseamnă asta? Vreți să chem avocatul? Ce înseamnă asta? Dar că nu comentăm. De ce faceți treaba aceasta? Nu vă interesează. Nu vă interesează, chiar nu vă interesează. La revedere, pa! Vă faceți subiecte pe tema noastră? N-aveți rating? După discuția cu reporterii de la BITV, au intrat în redacție și au început să facă scandal. I-au amenințat pe jurnaliști că îi va da în judecată dacă publică ceva. Nu vă chemați poliția! Și pe stradă de ce am, trebuie să fiu agresată? De ce m-a doborât? Da? Păi se vine frumos, noi ziariștii vin frumos și întreabă. Se iau o declarație, dar puteți să veniți la noi la sediu și să ne întrebați despre ce-i vorba. Nu să spuneți că dezbrăcăm bebelușii, că nu dezbracă nimeni. Menționăm că poliția din Pașcani a intrat pe fir și cercetează acest caz în urma sesizării noastre. Dacă sunt și alte tinere în această situație, pot suna la numărul de telefon 0787 511 017 pentru a vorbi cu reporterii noștri. Informații contradictorii privind situația financiară a Societății de Apă și Canal din Pașcani. În ședința extraordinară de astăzi, primarul Dumitru Pantaze a anunțat că PSA are din nou conturile blocate. De această dată, din cauza unei noi datorii față de regia de termoficare, edilul municipiului a prezentat o adresă primită de la Anafiaș, din care reiese că Societatea de Apă ar mai avea de achitat încă 40 de miliarde de lei vechi regiei locale de termoficare, în baza unei sentințe judecătorești din vara anului 2012. Menționăm că suspendarea provizorie a executării OPR a fost comunicată prin adresa noastră, numărul ACM 1797 din 5.1.2013. Suspendarea provizorie a executării silite a încetat urmare deciziei civile numărul 829 din 10.11.2014, pronunțate în dosarul numărul 4864, per 866 din 2012 de Curtea de Apel Iași, prin care este respins recursul formulat de
SECE, Preserv, APA, ESA, Pașcan, ca inadmisibil. Primarul a mai spus că aceste informații ar fi fost ascunse de cei care au condus societatea până acum și că a aflat din întâmplare de aceste datorii în cursul zilei de ieri, din adresa de la ANAF. Am făcut practic servicii la populație, la instituții economice, fără să se ocupe nimeni de încasat. Singura problemă care i-a interesa să și-a salarii. Și salarii nu, micuțe, salarii, cum știți foarte bine. Dar la ce instituție faci cercerile? Deci, eu fac referire în primul rând la PSA. Că PSA a fost cea care a fost analizată și în urma deciziei pe care am luat-o... A spus 30 miliarde, și mă gândesc. Păi da, diferența, deci, diferența că ei, prin sentință, au un debit de 2 miliarde, dar un debit incert, că ei nu s-au întâlnit să facă punctaje și să stabilească, domnule, avem 5, avem 10, avem 20 de miliarde. Cu juriștii pe care îi are ANAF-ul, stai în instituții, în subordinea Consiliului, ia să-i luăm lui ăsta, să-l înțelege ei între ei acolo. Și toată suma care o avea la ANAF, că interesul lui e să-și vă tragă bani la bugetul de stat. Nu interesați să întâmplă societatea. Știți cu câtă greutate am scos de acolo salariile, statele de plată și le-am adus de 5 ori în 5 moduri până în final le-am desfăcut ce se întâmpla acolo. Va trebui PSA-ul să se îndrepte spre RGCL, să ia RGCL-ul. De unde să ia RGCL-ul? 30 de miliarde de lei? Deci... Ne-a dat așa cu picătura informații din această societate. Eu nu știu cum pot dormi liniștiți o parte din cei care au condus aceste instituții. Din acest motiv, orice ban încasat de PSA ar urma să ajungă tot în conturile statului, motiv pentru care societatea nu ar mai avea șanse de redresare. Primarul a anunțat că în situația actuală societatea nu ar putea nici să-și achite datoriile către furnizori și că a fost primită o nouă somație de întrerupere a furnizării curentului electric. Deci, situația nu este atât de simplă cum văd că unii chiar încearcă să o trateze atât de simplu. Deci, PSA-ul este în imposibilitate de a mai opera pe acest serviciu. Păi nu plătește bani. Deci, gândiți-vă că peste câteva zile există riscul să oprească energia electrică, să declanșăm o altă problemă de mediu. În acest context, edilul pășcănean a anunțat că singura soluție de rezolvare a acestei probleme este tot APA Vital și că va convoca o nouă ședință pentru delegarea serviciilor, din nou operatorul ieșean. Deci eu, în regim de urgență, vă spun de pe acum, vin în Consiliu cu proiectul de hotărâre în ședință ordinară de transfer, de predarea serviciului și de epurare la APA Vital. Nu o să fiți de acord? E treaba dumneavoastră. Primarul Pășcănean a explicat și cum s-a ajuns în această situație. Totul a pornit de la stațiile de pompare a apei la blocuri. Cum apa de la PSA era pompată cu hidrofoarele de la RGCL, cele două societăți și-au facturat reciproc serviciile, ajungându-se la datorii uriașe. Dumitru Pantazi crede că cei din conducerea societății au fost de acord cu această variantă ca să raporteze producții mai mari. În funcție de ele au fost calculate și încasate și salariile, unele dintre ele uriașe. Problema a fost rezolvată în anul 2013, după o încercare eșuată în anul 2007. Acum aceste servicii nu mai sunt facturate. Și de acolo mai departe la ANAF. Deci atât de bine s-au ocupat domnii ăștia în perioada respectivă de gestionarea acestor servicii, încât au adus aceste servicii în situația aceasta. Și probabil tot Fantazii se va face vinovat că în 2010, în 2009, în 2012 nimeni nu a găsit soluții să-i cheme, să discute cu ei și să rezolve odată cu hidrofoarele. La câteva ore după vestea dată de primar, situația din teren s-a schimbat din nou. Conducerea PSA susține că nu are conturile blocate și nici datorii către RGCL. Cere de recuperat de la regia de termoficare 1,2 milioane de lei, bani opriți în plus de ANAF. Directoarea economică a societății de apă susține că PSA a plătit până acum circa 33 de miliarde de lei vechi, 3 prin compensare, 24 dintr-un cont deschis la Banc Post și alte 6 miliarde prin intermediul executorului judecătoresc. Mai mult, între cele două societăți încă mai sunt neînțelegeri privind plata unor facturi care nu au fost recunoscute și înregistrate în contabilitate. Asta v-am spus, din greșeală au trimis-o. Au zis că ei se duc și văd care este cine o trimis. Ei n-au trimis-o.
Doar dacă s-au trimis din greșeală. Eu le-am zis că s-ar putea să fie atașat la adresa în care spune că s-au încasat și să sistează poprirea. Asta s-ar putea să fie, știți? Și să fi pus acolo o copie după adresa de înființare a popririi. Și mai mult mai voiam să vă mai spun că și noi avem de încasat, excluzând astea toate, da? Aveți dumneavoastră de încasat din partea aia altă, asta am de încasat, da, 1.200.000, stați cam și pentru ei fișa, 1.261.000. Menționăm că informația conform căreia peste anul avea conturile blocate a fost confirmată și de administratorul public Gică Zanet. El a vorbit cu cei de la ANAF după ședința de Consiliu Local pentru a clarifica adresa primită în cursul zilei de ieri, prezentată astăzi de primar. Haos total în gestiunea publică a municipiului Pașcani. Aproape 2,5 hectare de teren intravilan din zona centrală a municipiului sunt folosite în mod ilegal de Biserica Înălțarea Domnului, parohia preotului protopop Pavel Postolache. Este vorba despre cimitirul ortodox, acolo unde credincioșii au plătit și încă mai plătesc sume importante de bani pentru locurile de veci, fără ca vreun leu să se întoarcă în bugetul local. Conform evidențelor de la Serviciul Patrimoniu, este vorba despre 24.422 de metri pătrați de teren din domeniul public, folosit fără acte încă din anul 1990. Reprezentanții primăriei recunosc că nu a fost încheiat niciun contract de închiriere sau concesiune, deși terenul este cuprins chiar și în hotărârea Guvernului 1354 pe 2001, privind atestarea domeniului public al județului Iași. Cum concesiunile se calculează de obicei la nivelul taxelor și impozitelor locale pe teren în raport cu zona respectivă, reiese că primăria Pașcani a fost păgubită cu 10 de milioane de lei pentru folosință și penalități acumulate până acum. Nu vorbim de impozitarea terenului pentru că cimitirele sunt scutite de la plată, ci de orice formă legală de folosință a domeniului public, de pe urma căreia se obțin venituri. Anume că prin hotărârea de Consiliu Local numărul 53 din 23.8.1999 privind aprobarea domeniului public al municipiului Pașcani și v-am atașat și anexa numărul 3, aceea a inventarului care aparține domeniului public, trebuie să vă spun că sunt 5 cimitire înregistrate în acest inventar. În acest sens, la sediul Unității Administrativ-Teritoriale Pașcani se rediscută regimul juridic al actualului cimitir, plecând de la considerentul că în mod eronat au fost înscrise cimitirele în totalitate în proprietatea publică a municipiului Pașcani, fără a analiza documentele de proprietate la vremea respectivă, da, de parohiile componente. Mai grav este că protopopul Pavel Postolache și salariații bisericii au vândut sute de parcele de teren pentru amenajarea de cavouri sau morminte. Oamenii au plătit de la câteva sute până la câteva mii de lei pentru fiecare bucată de pământ. Au fost eliberate chiar și chitanțe doveditoare, deși domeniul public nu poate fi înstrăinat conform legii. Totul s-a întâmplat cu acceptul tacit al primăriei, fără să-i pese cuiva. Părintele protopop spune că terenul respectiv a aparținut dintotdeauna bisericii. Nu am găsit nici la arhive un act prin care cimitirul a trecut în administrația RGCL-ului Pașcan sau cum se numea atunci această instituție, gospodărire comunală a orașului Pașcan. Principalii responsabili sunt funcționarii de la Serviciul Patrimoniu, care în mod normal au obligația de a verifica, impune la plată și încasa bani la bugetul local pentru orice metru pătrat de domeniul public folosit în interes privat. Este vorba despre Silvia Postolache, chiar soția celui care deține și exploatează acest teren, și colegul ei de birou, Alexandra Petrei. Cei doi nu au luat nicio măsură pentru intrarea în legalitate. În acea situație se află și secretarul Mircea Zuzan, șeful lor direct, cel care coordonează activitatea acestui serviciu. Toți ridică din umeri, fără nicio explicație și fără să fie trași la răspundere până acum. În ceea ce privește exploatarea vechiului cimitir, aceasta s-a făcut practic fără contract de închiriere, concesiune și așa mai departe, ci pur și simplu s-a mers pe un fel de tradiție, dacă vreți, din ceea ce am discutat la patrimoniu. Urmează, vă spuneam, să fie rediscutată această problemă, probabil se va ajunge și în Consiliul Local în cele din urmă, pentru că se lucrează și la noul cimitir și se dorește ca aceste două cimitire să vină la pachet și să se facă un regulament pentru ele ca lucrurile să intre normal.
calitate. Primarul Dumitru Pantazi caută o explicație. El spune că terenul de la cimitir ar fi al bisericii și că în mod eronat a fost trecut în domeniul public. În realitate, nu sunt acte de proprietate care să susțină această variantă, iar hotărârea guvernului în care terenul apare ca domeniul public nu a fost modificată. Din câte cunosc, la apariția legii 213 privind domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, deci al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aceste cimitire, părerea mea că eronat, au fost prinse în domeniul public, toate, absolut toate cimitirile au fost prevăzute, prinse în domeniul public al OAT-urilor. Din câte cunosc, în acum un an și jumătate, a existat o inițiativă legislativă, astfel încât aceste terenuri destinate pentru cimitire să fie date înapoi bisericilor. Nu s-a finalizat, deci situația acestor cimitire în acest moment la Pașcani este în administrarea bisericilor fără niciun document. Și foștii și actualul primar sunt la fel de vinovați. Nimeni nu a avut curaj să facă ordine în cimitir de frică să nu se pună rău cu biserica. Așa se face că timp de 25 de ani, 2,5 hectare de teren din domeniul public a fost vândut sau dat spre folosință pășcănenilor, fără ca administrația locală să încaseze vreun leu. Complicitatea edililor este cu atât mai evidentă cu cât toate încercările de până acum de amenajarea unui nou cimitir administrat de primărie au eșuat. Au fost mai multe proiecte de hotărâre inițiate de consilier și 10 de promisiuni, dar de fiecare dată de mers au fost blocate pentru ca cimitirul amplasat pe domeniul public să rămână doar în exploatarea bisericii. În momentul de față, primăria are în intenție amenajarea noului cimitir pe o suprafață de teren din cartierul Fântânele. Demersurile au fost blocate fără nicio explicație. La fel s-a întâmplat și cu proiectul de organizare a unui serviciu specializat în cadrul primăriei. O să analizez problema pentru că mie nu mi-a venit la mapă nici de la compartimentul patrimoniului, nu mi-a venit niciun document prin care să-mi prezinte situația de fapt, de drept. Asta nu înseamnă că n-aș fi cunoscut-o. Dar nu mi-a, deci trebuie o inițiativă. Cineva trebuie să pregătească un raport, o solicitare pentru administrarea acestor teren. Cimitirul din Pașcani a ajuns de mai multe ori subiect în presa națională, asta din cauza reclamațiilor făcute de cei care au găsit mormintele rudelor vândute la alții, iar morții îngropați unii peste alții. Alții nu le-au mai găsit deloc. Mai mult sunt reclamații că unii morți ar fi fost dezgropați și mutați în altă parte pentru a face loc celor noi. În total s-au adunat 8 dosare penale aflate în diverse etape de cercetare penală. O parte dintre ele au fost închise, iar cei acuzați nu au fost găsiți vinovați. Ce pot să vă spun decât că până după anii 1970, cimitirul orașului a fost administrat de biserică. Cei mai în vârstă își aduc aminte de părintele Petrică Pantelimon, cel care a coordonat administrația cimitirului și cel care, după construcția capelei a Bisericii Înălțarea Domnului, împreună cu părintele Victor Popuțea, vrednicii de popenire, de fapt slujitori ai Bisericii Pășcănene, s-au mutat ca slujitori în biserica din curtea cimitirului. Menționăm că în componența cimitirului de la parohia Înălțarea Domnului se află și câteva suprafețe de teren dobândite din donații sau cumpărări, după cum urmează. 10,40 metri pătrați, proprietatea parohiei Înălțarea Domnului Pașcani în baza contractului de donație 4045 din 1995 de la Bălan Corneliu. 800 metri pătrați, proprietatea parohiei romano-catolice înscris în cartea funciară număr 4365, număr cadastral 1672, parcela P1-321-5-1. Parcela arabilă în baza titlului de proprietate 186/8/2004, 41 metri pătrați din contract de vânzare-cumpărare. Liberalul Marius Pintilie și-a surprins din nou colegii din legislativul local după ce în ședința din 11 mai a anunțat că își depune mandatul de consilier de supărare că Pașcaniul a rămas în Asociația Județeană de Apă și Canalizare. Astăzi a precizat că și-a retras demisia. Așadar, el și-a reluat activitatea și a participat la aprobarea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Anunțul a fost făcut de unul dintre juriștii primăriei. Și înainte de începerea dezbaterilor, vreau să vă anunț că domnul Pintilie Marius și-a retras demisia de pe azi am retras demisia depusă în data de 11 mai la sesiunea Consiliului Local.
Consilierul Pășcănean a motivat că a revenit asupra demisiei pentru a continua ceea ce a început și pentru a nu fi acuzat că este laș și părăsește câmpul de luptă prea devreme. El a recunoscut că a acționat impulsiv în ședința din 11 mai, supărat din cauza crizei apei la Pașcani. Cred că este normal să termin ceea ce am început. Și în niciun caz nu vreau să fiu acuzat, ar fi cea mai mare rușine pentru mine să fiu acuzat că sunt laș și părăsesc câmpul de luptă prea devreme. A fost o reacție poate impulsivă de moment, atunci am fost și sunt în continuare deranjat de situația cu apa la Pașcani, dar cred că cel mai bine este să îmi mențin poziția și să îmi continui activitatea în Consiliul Local. Ce s-a schimbat de atunci? Nu s-a schimbat nimic. Marius Pintilie este unul dintre cei mai activi consilieri locali. El a inițiat mai multe proiecte de hotărâre, cel mai important fiind cel cu privire la amenajarea de parcări rezidențiale în cartierele din Pașcani. În aceeași ședință a fost anunțată și demisia consilierului PDL Emilian Crăciun din motive personale. Artiști pentru toate gusturile de zilele municipiului Pașcani. A fost stabilită lista celor care vor urca pe scenă și vor încânta publicul cu cântecele lor. Este vorba despre artiști locali și artiști de talie națională, printre care Elena Gheorghe, Amadeus, Hara, Livia Buble și Maxim, Corina și Alb Negru. Cel care va prezenta evenimentul va fi pășcăneanul Daniel Iordăchioaie, care va avea și momente de spectacol. Cu prezentatorul am stabilit, este vorba despre Daniel Iordăchioaie, el va fi cel care se va ocupa de prezentarea acestui eveniment, atât la primărie, cât și pe scenă. Discuțiile au avut loc în această după-amiază, când membrii comisiei s-au întâlnit pentru a dezbate lista de artiști ce vor fi prezenți la evenimentul ce va avea loc în zilele de 3 și 5 iulie. Vezi lista completă cu artiști pe bitv.info. Zâmbete, emoții, baloane colorate și bucurie în ultima zi de școală elevilor de clasa 12-a de la Hârlău. Colegiul Național Ștefan cel Mare a avut activități interesante cu ocazia zilelor școlii timp de 3 zile, iar astăzi a avut loc într-un cadru solemn festivitatea de premiere pentru absolvenții de clasa 12-a și pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură. Așa cum de ani de zile avem tradiția ca la sfârșitul claselor a 12-a, în ultima zi de școală, să avem un careu festiv, un așa zis curs festiv în care să fie participanți toți elevii din clasa 12-a, inclusiv elevii din clasele a 5-a până la clasa 11-a. Dragi elevi, dragi părinți, stimați colegi, domnule primar, domnilor invitați, mi-am căutat cu emoție și afecțiune cuvintele de azi, să vă pot veni în fața voastră nu cu un discurs formal, ci cu îndemnuri sincere pe care le meritați acum la absolvirea liceului. Activitățile susținute cu ocazia zilelor școlii de anul acesta au debutat prin prezentarea unui proiect extrașcolar în cadrul Consiliului Profesoral. Unarea cheie succesului colegiului, anul ăsta au fost două elevi de la clasa 12-a și au mânat un elev de clasa 11-a, toți cei trei elevi fiind cu media 10 în tot pe parcursul liceal. La festivitatea de premiere de astăzi au fost prezenți și reprezentanții autorităților locale care au felicitat elevii și profesorii pentru rezultatele lor, prin care au dus mai departe atât prestigiul școlii cât și al orașului. Directori, stimate cadre didactice, profesori, dragi elevi, stimați părinți, sunt fericit că astăzi am fost invitat împreună cu viceprimarul orașului la această manifestare deosebit importantă din viața voastră. Au participat la eveniment și invitat special, printre care și un conferențiar doctor de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, Ciprian Huțanu, fost absolvent al Colegiului Ștefan cel Mare. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc domnului director și conducerii școlii pentru că m-a invitat. Mi-e greu să spun că mă aflu într-o poziție foarte confortabilă acum.
sunt și eu încercat de emoții, deși profesia mea ar trebui să nu îmi dea voie pentru să fac asta. Absolvenții fruntași de clasa 12 au predat cheia colegiului elevilor silitori mai mici, rostind în același timp cuvinte emoționante de mulțumire, impresii și îndemnuri. Arătați-o un pic. Șefele de promoție de anul acesta au terminat cu media 10 ani de liceu, iar elevul de clasa 11, care a preluat simbolul instituției, a terminat cei 3 ani de liceu tot cu media anuală 10. Directorul instituției a precizat că anul acesta există mulți elevi și cu media 9-98, care merită să fie felicitați pentru rezultatele lor deosebite. Cele două șefe de promoție au terminat cu media 10, cel care a primit cheia are primit 3 ani tot cu media 10, dar vreau să spun că sunt elevi care au media 9-98, sunt foarte mulți copii care au media 98 și care meritau și ei să fie aici și oricum eu îi felicit din toată inima pentru ceea ce au făcut în școală și pentru rezultatele meritoase de la toate concursurile unde au fost. Florina Mititelu și Mara Neicu, șefele de promoție de la Colegiul Ștefan cel Mare din Hârlău, au primit diplome și medalii, cât și trofee personalizate cu fotografia lor, iar din partea Consiliului Local, Constantin Cernescu, primarul orașului, le-a oferit tinerelor cărți și premii în bani. Deci Consiliul Local a hotărât să dea premii celor două absolvente, șef de promoție. Elevele emoționate au mulțumit tuturor celor implicați în educația primită pe parcursul anilor de liceu, fiind mândre că au învățat la această școală. Foarte multe emoții. Astăzi este o zi dificilă pentru noi, ne găsim greu cuvintele. Pot spune că sunt foarte mulțumită de educația pe care am primit-o la această școală și, bineînțeles, de sfaturile pe care ni le-au dat profesorii. Vreau să devin medic mai departe și mulțumesc tuturor de școală pentru ajutor. Eu plec cu sentimente de regret în acest colegiu, unde am petrecut 8 ani, 8 ani plini de bucurii, de împliniri și eu vreau să urmez cursurile Facultății de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Sper că peste ani să mă întorc aici și să fiu mândră de ce am realizat. Evenimentul a fost colorat și de prezența mascotei colegiului Ștefi, care este un element vizibil de promovare și atracție pentru cei care doresc pe viitor să devină elevi ai acestei instituții. Sunt șefi deoarece toți vor să fie șefi, dar nimeni nu a avut ocazia în afară de mine. Zilele colegiului Ștefan cel Mare au fost un real succes prin caracterul inedit al unor prezențe și momente, iar festivitatea de premiere a absolvenților a încheiat în mod festiv aceste manifestări culturale educative, aducând în sufletul celor prezenți o bucurie reală și sinceră. Prima și a doua zi de Rusalii sunt, potrivit legislației muncii, zile de sărbătoare legale în care nu se lucrează. În acest an, prima și a doua zi de Rusalii pică pe 31 mai și 1 iunie, așa cum este stabilit calendarul ortodox. Așadar, bugetarii și o parte din angajații de la privat nu vor lucra în aceste zile. În ceea ce privește ziua de luni, conform legii, de Rusalii s-a stabilit ca această zi pentru funcționarii publici să fie liberă. Astfel, luni, nu, Primăria Pașcani nu va avea program de lucru. Funcționarii, o parte dintre ei, sunt prinși pe diferite activități în ceea ce privește marcarea Zilei Internaționale a Copilului, iar de marți Primăria Pașcani revine la program normal de lucru. În prezent, salariații se pot bucura anual de un număr de 12 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează conform codului muncii. De aceste zile libere nu pot beneficia însă toți angajați, astfel că în schimb ei trebuie să primească anumite compensații. În România, codul muncii prevede 12 zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor religioase sau publice, la care se adaugă cele 21 de zile de concediu de odihnă. Astfel, românii beneficiază de numai 33 de zile libere legale pe durata unui an de muncă. Potrivit unui raport european, noi muncim cele mai multe ore pe săptămână, adică 41,2, și avem cele mai puține zile libere de concediu din Uniunea Europeană, adică 21. Situația unora dintre țările membre ale Uniunii Europene referitor la numărul de zile libere alocate angajaților stă în felul următor. În Polonia sunt 26 de zile de concediu și 10 sărbători legale. În Marea Britanie, 28 de zile de concediu și 8 sărbători legale. În Austria, 25 de zile de concediu și 13 sărbători legale. Iar în Franța, 30 de zile de concediu și 10 sărbători legale, în total 40 de zile libere.
O investiție de amploare mult așteptată de Pășcăneni ar putea prinde contur în câteva luni în municipiu. O societate din oraș vrea să concesioneze luciul de apă și insula din Parcul Peștișorul. Acolo ar urma să fie făcute o serie de lucrări care vor schimba radical zona lacului. Deocamdată avem o singură cerere pentru concesiunea luciului de apă și a insulei din Parcul Peștișorul. Un proiect foarte frumos făcut de cei care, firma se numește SCA Aqua Park Invest SRL. Vor să investească 72.000 de euro, o construcție ușoară din lemn pe insulă, un debarcader pentru hidrobiciclete și bărci și un ponton pentru pescari. Pe insulă vor fi făcute o construcție din lemn, un debarcader pentru hidrobiciclete și bărci, iar pentru pescari va fi realizat un ponton. Toate aceste lucrări ar costa circa 72.000 de euro. Cererea va fi analizată în următoarea ședință de Consiliu. Iar dacă spațiul va fi concesionat, în câteva luni pășcănenii și nu numai se pot bucura de noile modalități de petrecere a timpului liber. În prima ședință de Consiliu Local, ordinar din luna iunie, vă supune aprobare un proiect de hotărâre legat de concesiunea, cererea concesiunii a firmei respective. După care urmează licitația și execuția acestui proiect. Menționăm că administrația locală intenționează să concesioneze și strandul municipal, însă până acum nu a fost depusă nicio solicitare în acest sens. Complexul de servicii sociale pentru copii din Târgu Frumos a găzduit ieri un festival inedit. Circa 100 de elevi de la școlile din oraș, dar și din comunele Gănești și Rucinoasa, au participat la un spectacol pentru copiii cu nevoi speciale. Participanții au pus în scenă diferite momente artistice, de la teatru până la dansuri moderne și populare. Membrii ansamblului Brâulețul de la instituția care a organizat spectacolul au fost printre cei mai deosebiți. Un grup de băieți îmbrăcați în costume populare tradiționale au dansat sârbe și bătute. La un moment dat, chiar și instructorul lor, profesorul Marius Dumitru, li s-a alăturat pe scenă. Nu s-a lăsat mai prejos nici formația de dansuri Hora a Casei de Cultură Garabetei Brăileanu din Târgu Frumos. Podeaua răsuna sub picioarele adolescenților care duc tradiția mai departe și o promovează ori de câte ori au ocazia. Pe holurile complexului au fost afișate și expozițiile cu decorațiuni făcute de elevi, desene, felicitări sau diferite obiecte realizate prin quilling. Menționăm că festivalul a ajuns la cea de-a doua ediție, a fost realizat în colaborare cu Școala Garabetei Brăileanu, Liceul Moldova și Școala Ion Creangă din Târgu Frumos, Școala Generală Gănești și Centrul Cultural din Rucinoasa. Propunere inedită la Târgu Frumos. Un consilier local a inițiat un proiect de hotărâre în ședința de ieri pentru organizarea unui eveniment sportiv cu renume. La competiția ce ar urma să aibă loc în luna august sunt așteptați peste 200 de locuitori ai orașului cu vârstă de peste 16 ani. Acest eveniment pe care aș dori să se petreacă în oraș este un eveniment sportiv, non-competitiv. Deci doar pentru a trage tineri, pentru a face sport, pentru a socializa, pentru a le arăta că totuși sunt și alte metode de a-și petrece timpul liber, într-un mod constructiv, sănătos și organizat. De toate detaliile legate de concurs se vor ocupa voluntarii din Asociația Super Tineri în colaborare cu administrația locală.
S-a aprobat suma de 3.500 de lei, bani necesari pentru promovarea evenimentului și materialele necesare. Această activitate am putea organiza în parteneriat cu Asociația SIES. Ei au un grup de voluntari care se ocupe de promovarea evenimentului și chiar de organizarea în sine. Am vorbit cu domnul primar și îi mulțumesc pe această cale că am înțeles că mă va sprijini atât moral cât și financiar pentru eveniment. Participanții la competiție trebuie să alerge pe o distanță de 5 km. Nu se ține cont de timpii scoși, însă la fiecare 1000 de metri parcurși vor fi vopsiți pe haine în diferite culori. Este o cursă pentru distracție plină de momente de neuitat. Menționăm că The Color Run a luat amploare odată cu lansarea sa în ianuarie 2012 și a crescut până la peste 300 de evenimente și 4 milioane de participanți în 50 de țări numai anul trecut. Vești bune pentru contribuabili. Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va elimina timbrul extrajudiciar cerut până acum la eliberarea certificatelor și adeverințelor. Decizia luată de ANAF este pentru a veni în ajutorul românilor, care vor fi scutiți de drumuri și timpul alocat pentru achiziționarea acestor timbre. În acest fel, contribuabilii pot obține adeverințele sau certificatele de care au nevoie. Tot ce trebuie să facă este să intre pe site-ul ANAF și să urmeze indicațiile arătate. Potrivit unui comunicat de presă, măsura urmează să fie implementată în scurt timp. Autoritatea intenționează să simplifice mecanismul de plată a taxelor, în special pentru a combate evaziunea fiscală. Menționăm că la secțiunea Servicii Online de pe site-ul anaf.ro găsiți diferite informații privind depunerea de declarații, înregistrare utilizatori, reînnoirea certificate sau date privind dosarele contribuabilului. În acest an, praznicul moșilor de vară, sărbătoare cunoscută în tradiția populară sub denumirea de Moșii de Cireșe, este rânduită sâmbătă 30 mai. Moșii de vară pe care îi prăznuim în această sâmbătă precede sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, Duminica Rusaliilor. Credincioși și credincioase, Sfânta Biserică pomenește pe 30 mai sâmbătă pe tot ce a adormit dintre neamurile noastre. Această sărbătoare este numită și Moșii de vară. În biserică se săvârșește Sfânta Liturghie, unde la proscomidie sunt pomeniți tot ce a dormit dintre neamurile noastre. Cu această ocazie, în toate bisericile ortodoxe din țară se oficiază Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a tuturor rudelor noastre trecute la viața veșnică. Se obișnuiește ca în această zi să se facă plăcinte, dar și alte merinde care să se împartă de pomană pentru cei adormiți. Știm foarte bine că liturghia și milostenia scoate sufletul din iad și poate nu întotdeauna suntem pregătiți pentru plecarea noastră pe care numai Dumnezeu o rânduiește. Sigur, faptele milei creștine sunt cele care ne slobozesc sufletul spre viața veșnică și intrarea în rai, pentru că zice Mântuitorul, flămând am fost și mi-ai dat să mănânc, însetat am fost și mi-ai dat să beau, gol am fost și mai îmbrăcat, străin am fost și mai primit. Cu sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, orânduită la 50 de zile după Paști, se încheie ciclul sărbătorilor pascale. Liturghierul nostru de la Sfânta Biserică, unde atunci când pomenim pe cei adormiți, așa cum îi pomenim și sâmbătă de moși, spune acolo că se face pomenire pentru iertarea păcatelor celor din veac adormiți într-o dreaptă credință, strămoși, moși, părinți, maici, frați, surori, fii, fiice, al celor dintr-o rudenie și al celor dintr-o seminție cu noi, ale tuturor celor care au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. Potrivit tradiției, cu prilejul moșilor de vară se organizează târguri tradiționale, aprovizionate cu vase de lut, cu alimente și cu obiecte specifice praznicului. Credincioșii se aprovizionează din aceste târguri cu tot ce este necesar pentru pregătirea parastaselor. Ce reprezintă Sfânta Liturghie și prezența noastră în Sfânta Biserică, tocmai legătura noastră cu sufletele celor plecați,
care exprimă dragoste, lacrimă și flori. Așadar, vă așteptăm sâmbătă de moș la Sfânta Biserică pentru ca să ne rugăm pentru cei adormiți. Și iată că această sărbătoare vine după ce Biserica de Înălțare a pomenit și pe eroii neamului, acei care s-au jertfit pentru apărarea credinței. Biserica spune că la moșii de vară toți morții se duc pe Valea Cudor. Acolo fiecare găsește bucatele primite de pomană până la Rusalii. Cine nu găsește pomană se retrage trist în mormânt, ținând în brațe crengi cu flori de tei. Zi frumoasă și clipe de neuitat pentru cei 71 de elevi de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani, care astăzi au participat la cursul festiv de absolvire a clasei 8-a. Au fost premiați simbolic cu flori și diplome cadrele didactice care i-au format pe elevi adolescenți în devenire. Dorim să mulțumim cum se cuvine pentru munca, răbdarea și dăruirea de care au dat dovadă în acești 4 ani, am vrea să invităm pe scenă pe domnii profesori și învățători care ne-au călăuzit până în acest punct. Doamnele învățătoare, Apostol Adriana, Buda Viorica, limba română, doamnele Oloieru Maria, Pasat Irina și domnul Hărăț Ionuț. Matematică, domnii Brădățeanu Corneliu, Pintinie și pentru că 3 elevi de clasa 8-a au avut media generală 10 pe toți anii de liceu, coroniță cu flori au primit toți. Este vorba despre Iuliana Lungu, Miriam Hobincă și Vasilică Gheorghiu. Emoționați, ei au mulțumit tuturor pentru ceea ce au realizat până în prezent. Ei vor urma cursurile anilor de liceu la aceeași școală. Da, astăzi ne-am hotărât, chiar dacă este mai devreme cu o săptămână decât în mod normal, să facem cursul festiv pentru clasele a 8-a. Am avut 3 clase de a 8-a cu 71 de absolvenți, iar dintre aceștia 3 au terminat cu media 10, astfel încât promoția 2015 are 3 șefi de promoție, 2 fete și un băiat. Este vorba despre Iulia Lupu, Vasilică Gheorghiu și Miriam Hobincă. Pe lângă șefii de promoție au fost premiați cu cărți și elevii care au participat la olimpiade și concursuri școlare și de unde s-au întors cu rezultate notorii. De exemplu, Codrin Hărățu a reușit an la rând să se claseze pe locuri fruntașe, iar astăzi a fost premiat de profesoara de franceză, mama lui, Mihaela Hărățu. Emoțiile și lacrimile din ochi au făcut ca o sală întreagă să-i aplaude. Vă vorbesc în calitate de profesor. A trebuit să spun și de mamă, dar las partea asta la o parte. Îl felicit pe... Îl felicit pe acest copil care a reușit să ajungă 2 ani la rând acolo unde n-am sperat niciodată că va ajunge. Încerc scuze. Mi-a demonstrat că nu-l cunosc. Mi-a demonstrat că poate să ajungă să facă ceea ce eu n-am reușit niciodată. După festivitate, viitorii liceeni vor petrece câteva ore la banchetul de final de an și apoi se vor pregăti pentru examenul de capacitate. Distincții numeroase la emisiunea Pulsul Zilei, atât negative cât și pozitive, cei care reușesc să atragă atenția publicului și să se remarce din punct de vedere negativ sau pozitiv sunt din ce în ce mai mulți. Claudiu Timofte a rămas fidel distincțiilor pozitive alocate celor din învățământ, oferindu-le bile albe profesorilor, care se perfecționează sau încearcă să aducă în practică metode noi și modificări sănătoase menite să îmbunătățească educația copiilor. Bila albă pentru sectorul ăsta învățământ. Ca să spun așa, că numesc pe mai mult. Sunt câțiva profesori din lungă care s-au gradat puțin pe la Malta și au venit cu altă concepție despre educație. Sunt profesori care vor să facă mai mult sau au inițiative în cât mai multă mișcare și ore de sport și cât mai multă mișcare în educația copiilor noștri.
Bilele negre au fost aruncate celor care nu respectă libertatea unor cetățeni ce doresc să-și facă branșamente individuale de apă pentru a-și plăti datoriile, încercând să manipuleze opinia publică. Bilă neagră? Bilă neagră pentru cine? Pentru cei care se opun libertății oamenilor de a-și face branșamente individuale, libertății oamenilor de a-și face asociații, libertății oamenilor de a-și lua destinul în mâinile lor și nu vor să aibă datorii pe gât așa multe, și cei care primesc bilă neagră, cei care le dau la coaste, la oameni, știi? Nu-ți fă, nu-ți semnezi, te verific dacă ai semnat și toate astea. Realizatorul emisiunii Cătălin Cojocaru a evidențiat pozitiv administrația publică din Târgu Frumos, care a primit o mare bilă albă pentru că reușește să aducă investiții în comunitate. Aceeași distincție fiind oferită și lucrătorilor din zona Vale, care se străduiesc să termine lucrările de modernizare din Pașcani. Și cei care nu se lasă intimidați, hotărând să-și rezolve legal și corect problemele cu furnizarea, respectiv plata apei, au primit aprecieri din partea realizatorului. Bilă albă pentru administrația din Târgu Frumos, pentru că reușește să învelopeze, să aducă, să facă rost de investiții, să se ocupe de oameni și să învelopeze blocurile în timp ce la Pașcan nu se poate. De asemenea, o bilă albă celor care trudesc la modernizarea zonei Vale. Bila neagră a fost adresată primarului Dumitru Pantazi pentru că răspunde direct de toate neregulile din primăria Pașcani, inclusiv de angajații care nu își respectă atribuțiile. Cei de la birourile de stat degeaba din primărie au fost următorii vizați negativ pentru că sunt plătiți din banii publici pentru a scrie proiecte, a aduce investiții sau a ajuta pe cetățeni să înființeze asociații, iar ei nu fac nimic pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Prima bilă neagră primarului municipiului Pașcani, domnului Dumitru Pantazi, pentru că cei din subornea domniei sale stau degeaba în subornea domniei sale, sunt birouri, departamente, servicii de stat degeaba. În mod evident, ori funcționarii respectivi ar trebui să fie sancționați să plece acasă, ori birourile de stat degeaba să fie desființate. Mihaela Spiridon a apreciat pozitiv ultima demisie din Consiliul Local al lui Emil Crăciun pentru că, deși pare ciudat, oferă niște soluții. Iar în opoziție a oferit bile negre Consiliului de Administrație de la PSA, care amenință cu aceeași măsură finală primăria pentru a rezolva divergențele cu Apa Vital pe tema epurării apei la Pașcani. Și tot o bilă albă pentru domnul Crăciun. A? Pentru demisia lui, pentru că mai nou demisiile sunt premiate cu bile albe. Bile negre. Bile negre pentru Consiliul de Administrație de la PSA, pentru că nu suntem la grădiniță. Demisia nu este nicio măsură, nicio soluție, este o alegere. Tot în opoziție, bile albe și negre au primit angajații care, deși sunt plătiți din bani publici, unii stau practic degeaba, iar alții muncesc mai mult decât trebuie, nefiind însă și recompensați pentru activitatea lor. În aceeași măsură, tot bile negre pentru cei care sunt plătiți din bani publici să-și facă meseria și nu și-o fac, indiferent unde lucrează. Că lucrează la primărie, că lucrează la altă instituție cu caracter public și nu își fac datoria. Distincțiile de la pulsul zilei stârnesc din ce în ce mai multe reacții, mai ales în rândul celor vizați, unii dintre ei aflați în atenția realizatorilor TV, luând chiar legătura cu redacția TV Bit. Precizăm că bilele albe și negre de la această emisiune TV urmăresc să aducă în atenția publicului persoane sau instituții care se remarcă pozitiv sau negativ în comunitate.